Salutare, dragi prieteni! Vreau să vă prezint acum o mașină foarte specială. Din păcate, nu putem să o conducem pentru că este rezervată și înțelegem cu toți de ce nu avem dreptul să o scoatem afară, dar chiar și așa am zis ca să nu scăpăm această ocazie de a prezenta acest model. Este vorba despre Range Rover SV Autobiography. Deci este un model care are la bază versiunea Range Rover Long, dar care, iată, este acum pregătit de către divizia SVO, care ar fi Special Vehicle Operations, și este o mașină foarte specială, una construită într-o ediție destul de limitată. În prezent, aceasta este cea mai scumpă mașină din showroom-urile din Chișinău, costă 204.000 de euro și câțiva bănuți în plus. Ok, cu ce se deosebește acest model de un Range Rover Long obișnuit? Culoarea. Acum puteți comanda doar pe această versiune. Două culori pentru exterior, deci să faceți o combinație. De fapt, această combinație este folosită și în toate filmulețele, toate materialele de prezentare a modelului. Vedeți această culoare bicoloră, care este o opțiune și care costă 10.000 și vreo 700 de euro. Costă destul de mult. O să vă invit spre spate să mergem, dar până atunci vreau să vă prezint și jantele. În acest caz e un tip nou de jante pe care nu o să le găsiți pe un Range Rover obișnuit, care sunt, iată, polișate și care arată foarte și foarte frumos. Au o dimensiune de 22 de inci, nu este o problemă pentru că mașina are și o suspensie pneumatică. Hai să mergem mai în spate. Această mașină, o să vreau să vă arăt și pragurile, este și ea o opțiune, o chestie foarte faină, pentru că uneori este mai greu să te urci într-un Range Rover și, iată, puteți vedea aceste praguri, care costă și ele destul de mult, această ușă, care ar avea mai bine de un metru lungime și, bineînțeles, deja interiorul, despre care o să vorbim în câteva clipe. Iar acum să mergem mai spre spate, unde vreau să vă arăt o chestie foarte și foarte tare. Nu am mai văzut așa ceva vreodată pe o mașină. Ce spuneți de asta? Sunt două scaune pe care, iată, vă puteți așeza împreună cu un prieten sau o prietenă, de ce nu, la natură, și să savurați din tot ce este mai bun și să vă bucurați de viață. Este o opțiune. Dacă este să îndepărtăm aceste scaune, o să vedeți pe video, este o podea plată aici din lemn, care costă și ea destul de mult. Haideți să urc mai sus, este mai greu, nu vreau să calc așa, va trebui să sar un pic. Op, așa, nu e o problemă să sar pe această chestie, pentru că poate suporta o greutate de 300 de kilograme. Deci nu este o problemă. Foarte faine aceste scaune. Atenție, această opțiune costă 6.000 de euro. Lemnul din interior, pe care deja vi l-am arătat, costă vreo 3.000 și ceva de euro. Deci, în această mașină, doar în portbagaj, aveți opțiuni de 10.000 de euro. Super tare! Deci, iată aceste scaune, destul de confortabile. Aveți și un suport pentru picioare. Și, Anton, vreau să arăt aici, sau tu ai în partea cealaltă, și un buzunar, unde puteți pune o undiță, de ce nu, o armă de vânătoare sau orice vreți dumneavoastră. Deci este super tare acest model. Să coborâm. 300 de kilograme. V-am spus că este greutatea pe care o poate suporta această ușă de jos. După ce îndepărtați scaunele, este de ajuns doar să apăsați pe acest buton și mai întâi se închide ușa de jos, după care și cea mare. Să mergem și în această parte. Vreau să văd mașina din față un pic, încă o dată, să mergem mai în față. Sunt diferite momente care, de fapt, scot în evidență acest model și care nu sunt pe un Range Rover Long obișnuit. Vedeți cum este scris Range Rover, are o structură și o textură aici, de fapt, destul de faină pe fundal. Vedeți grila cromată și tot felul de elemente care fie nu pot fi găsite pe un Range Rover sau nu pot fi comandate pe unul obișnuit. Să vedem cum stau acum lucrurile în interior. Bine ați venit în interiorul lui Range Rover
SV Autobiography, o mașină care, iată, este construită pe baza lui Range Rover Long, deci nu este mai lung. În continuare aveți foarte mult spațiu aici. Însă ceea ce a apărut nou, vreau să vă arăt câteva lucruri și voi începe de aici de sus. Aveți căștile aici, care în acest moment nu sunt acolo, dar nu e o problemă. Le puteți lua ca să ascultați muzică și astfel să nu-i deranjați pe ceilalți din mașină. În partea asta este o telecomandă cu ajutorul căreia puteți vedea tot felul de lucruri pe aceste monitoare color. Și cel mai interesant, aveți aici o chestie pe care nu prea am văzut-o pe alte mașini, anume prin apăsarea unui buton, iată că se deschide această chestie de aici și puteți avea o masă pentru dumneavoastră, astfel încât să puteți lucra din mers atunci când sunteți în această mașină. Sau să mâncați, de ce nu? Iată și masa. Stă foarte bine, destul de strâns așa și e destul de ok. Mai este și un port USB aici pentru ca să vă încărcați telefonul. O chestie minoră, dar care la sigur o să-i ajute pe cei care au iPhone-uri. Bun, în rest, haideți să închidem acum masa. Doar o clipă să înțeleg cum lucrează totul aici. Așa. Înapoi va trebui să țin pe buton totuși până la urmă. Până ea se închide, mai aveți un mini bar în acest automobil. Și asta pentru că atunci când ați terminat lucrul, mergeți spre casă sau sunteți cu persoana iubită și mergeți undeva mai departe, puteți servi și o cupă de șampanie. Este un loc aici foarte bine pus pentru sticlă, care se mai și răcește. Și aveți două pahare din cristal pe care scrie autobiografie. Foarte frumos, nu? Și am mai avea ceva aici. Aici este și un spațiu ceva mai mare, un frigider, de fapt, unde puteți pune la rece tot felul de lucruri. Deci este un interior foarte frumos. Un interior care, iată, se laudă cu piele de cea mai bună calitate. Acest tip de piele este disponibil doar pe această versiune și nu este disponibilă pe versiunea simplă Range Rover Long. Deci îmi place să mă aflu aici, este mult mai mult loc ca în Bentley Bentayga, însă nu poate la fel de luxos, să zic. Nu știu, e foarte bine oricum să te afli aici. Aceasta a fost prezentarea noastră scurtă dedicată acestui model Range Rover SV Autobiography, o mașină destul de interesantă și destul de scumpă în același timp, dar foarte bună. Dacă vreți să vedeți test drive-ul nostru cu Range Rover Long, accesați link-ul de aici, iar dacă vreți să vedeți concurentul direct al acestui model, Bentley Bentayga, test drive-ul nostru, îl vedeți undeva aici. Dați subscribe la pagina Autoblog pentru multe reportaje interesante.